înainte de toate, nu știu de ce am vrut să fac videoclipul ăsta, but am găsit chestia asta de aici. Asta e o bucată dintr-un P20 Pro și nu mai știu pentru că știu care trei camere și după aia blitzul aici jos. Aici am foarte mult, foarte mult glass, sau să spun pe română, foarte mult sticlă de telefon. Încă un lucru, nu faceți asta pe telefonul vostru, pentru că da, nici eu nu știu ce fac pe telefonul ăsta. În primul rând vreau să salvez camerele, pentru că e singurul lucru care mă interesează. Și Ștefan, tai că te bat. Ok, am dat totul la o parte frumos. Mărim o leacă și în primul rând o să iau camera de aici, pentru că nu am nevoie de ea. Deci avem 9 Philips head screws. Am luat câteva dintre ele deja, pentru că vreau să fac off camera, but am decis să ne fac on camera. Și apropo, îi mulțumesc colegului meu foarte mult, Cookie Play, pentru că m-a ajutat să găsesc ăsta, pentru că dacă n-aș fi umblat cu el azi pe afară, sincer nu cred că l-aș fi găsit niciodată. Așa că dați un subscribe la el, pentru că e o legendă vie. Și după ce l-am scos cu toate, cred că putem... Ok, hai. Ok. Bun. Mama mia. Putem scoate tot motherboard-ul. Wow. Numai să știți că asta e doar partea de sus. Ok, sim cardul. Bun. Trebuie să scoatem sim cardul. No, nu l-am scos până acum, deci nu știu ce o să fie. Deși știu că nu o să găsesc un SDK, un card SD. Jesus, man, come on. Așa. Pentru că, doar ca să știți, n-are extendable memory sau de aia. După cum v-am spus. Mamă, pe bune, nici o carte, ok. Adică credeam că, cred că cineva chiar și-a urât telefonul, dar nu și-a urât cartela. Ok, ăsta e un, cred că e plug-ul de la baterie. Și după aia, ăsta e de aici, e plug-ul de la ecran. După aia, aici avem ceva de metal. O să o scot pentru că... De ce ai nevoie de ea? Habar n-am. De ce dau cu cutter-ul? Habar n-am. Oh god. Ok. O să iau cu mâna. Foarte ușor. Bun. Ce avem pe spate? Niște fiere de cupru. Foarte drăguț. Hai să le dezlipim. Ok, și... Ce avem după aia? Ah! Aha, ok. Bun, deci avem asta care se desprinde ca niște Lego-uri. Și gata, am salvat toată camera. Prima cameră e un telefoto, a doua e de 16 megapixel fără optical image stabilizer și a treia e un wide angle care e tot fără optical image stabilizer. Și numai asta de telefoto are optical image stabilizer, dar na. Nu-s pregătit, nu urmăriți acești pași. Eu nu mă distrug chestii, îmi pare. Ok. Asta. Ok. Nu pot, na. Oameni buni, cam atât o să fie cu episodul ăsta. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like. Dacă vreți să dați și un share, mulțumesc. Așa că... Da. Like, share, subscribe. La revedere.